Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vreau să vă anunț că cocoșul care am zis că-l fac giveaway s-a dus. Îmi merge și un pic de sânge. A intrat în solar. Și mă gândesc că a dormit sus acolo de nu l-am văzut. Sau nu știu sincer. Și a venit cu coana vulpe, să spunem. Și a rupt aici solarul și l-a luat pe el și pe încă unul, cred, dar nu sunt foarte sigur, pentru că am găsit mai mult penele lui. Urma să-l fac giveaway la 1500 de abonați, dacă îi făceam înainte de Crăciun. Și mai avem aici o pană de barat, dar baratul nu cred că l-a luat, trebuie să mă duc să verific și mai bine, să-l caut, că acum e spăcâmp și nu știu sincer dacă stăți. Am trei, unul e aici în solar, a intrat acum și vreau să-i scot. Deci s-a dus. Dar nu e nicio problemă. Giveaway-ul rămâne acolo. La 1500 de abonați o să dau alt cocoș și vi-l arăt acum. Deci, pentru că s-a dus acel cocoș care am vrut să-l fac giveaway, următorul cocoș care îl voi face giveaway, nu e ăla, îl păstrez. Va fi cocoșul de Ceabo. Nu e el cel mai bun, dar nu. El va fi dat giveaway. Puiul a început să zboare și mănâncă singur. Trebuie să scot rața aia, că atâta face o mizerie aici. Și să mai văd ce mai fac pe aici, să le mai strâng cochinul și ăsta sebrichtul și mi de floris bine. Avem mai și masculul de emu. Femeia, la sincer, nu am văzut, nu știu unde e, tare mic a ieșit. Sper să nu am văzut aici. E aici, totul bine. Salut! Na. De acum, din noiembrie până în, la început de martie, ar trebui să înceapă să se ouă. Am aflat acum că asta e perioada lor de ouat. Deci, orice e posibil de acum înainte să se ouă, după octombrie. Sperăm să se ouă cât mai repede și să avem primul UDM. Da. Deci cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!